salutare la toată lumea bună! Soarele a pus stăpânire pe întreaga țară. Valul de căldură a cuprins fiecare firicel de iarbă setos după un strop de ploaie. Oamenii caută umbră și răcoare, iar noi ne-am refugiat pe malul acestui lac din parcul Dendrariu. Un loc perfect pentru meditare și odihnă. Vorbim astăzi despre caniculă. Doctorul ne spune mai multe despre efectele zăpușelii asupra sănătății și soluții în caz de deshidratare, insolație sau leșin. Pregătim o supă spaniolă răcoroasă din roșii cu tocmai 3 bărbați la bucătărie. Facem squash, o formă dinamică de petrecerea timpului liber, de slăbit și de menținere în tonus. Iar la final o provocăm pe soprana Ana Cernicova. Împreună cu ea am escaladat munții dintr-un centru sportiv. Dacă sunteți pregătiți să fiți alături de noi imaginar, atunci să începem! Dacă puteți să ne spuneți în perioada caniculară ce boli pot apărea? Desigur, în perioada caniculară noi avem mai multe adresări. Fond de caniculă sunt cele mai frecvente complicații din partea sistemului sănătății a omului. Sunt accidentele vasculare cerebrale, care pot apărea din senin, în stradă, pe fond de caniculă, și atacuri cardiace. Care este grupul de risc? Fac parte pacienți care au deja patologie cardiovasculară în anamneză, care fac hipertensiune arterială, care nu sunt supuși tratamentului adecvat la hipertensiunea arterială, în primul rând. În al doilea rând, orice persoană de vârstă înaintată. Copiii, cum pot trece de această perioadă? Sistemul vascular la un copil este mai rezistent la schimbări de timp, schimbări de temperatură, dar orice caniculă poate duce la insolație, poate duce la o stare sincopală. Totuși vreau să spun că în perioada de pediatrie la copii, perioada de restabilire după asemenea episod e mult mai repede și fără complicații ulterioare. Vreau să vorbim un pic și despre deshidratare. Ce este aceasta și cum o putem preveni? Deshidratarea, desigur, apare tot pe fond de temperaturi înalte, în caz când pacientul sau orice om, da, întrebuințează foarte puțin lichid. Aici intră lichid, apă simplă, potabilă, da? Aici nu intră niciun fel de băutură alcoolică în lichidul care trebuie să folosim. Aici trebuie să fie limitată cafea. Care sunt metodele de prevenție? Cel mai bun moment profilactic, dacă dumneavoastră deja simțiți că aproape pierdem cunoștință, să asigurăm profilaxie traumatismului secundar, ca să nu cădem, ca să nu lovim cu cap. Atunci cel mai bun moment de luat o poză în poziție orizontală, cu picioarele puțin ridicate. Asta ca o metodă de profilaxie. În cazul în care suntem pe plajă și servim băuturi alcoolice și mergem în lac mai apoi. Există încă mai mare riscul că există un reflex dermatovisceral, să spunem așa, și la diferența de temperaturi, de la temperatura înaltă până la temperatura apei, poate apărea chiar și stop cardiac. Persoanele obeze sunt mai predispuse la problemele caniculare? Da, desigur. Da, desigur, fiindcă mult mai mult patologii cronice sunt deja depistate la persoanele cu obezitate. Sindrom metabolic, care iarăși duce la problemele vasculare. Ce ar trebui să se regăsească în geanta unei persoane în cazul în care cunoaște că are hipertensiune arterială? Sunt preparate de prim ajutor, cum ar fi captopril în caz de urgență hipertensivă critică. Desigur, ceva informații trebuie să fie la pacient că are niște patologii cronice vasculare, fiindcă dacă totuși pierde cunoștință, ca să putem recunoaște și cât mai repede să acordăm ajutor calificat. Ca un sfat de la medici, persoane cu patologii cronice vasculare, persoane în vârstă, da? Nu trebuie să iasă în perioada caniculară din casă, totuși trebuie să fac toate absolut necesitățile de dimineața până la ora 9-10. Totuși aș vrea să vorbim puțin și despre insolații. De câte tipuri sunt acestea și cum putem să le prevenim? Caniculă, ca un prim semn de insolație, poate apărea pierderea de cunoștință, poate apărea vertijul, vomi, grețuri repetate. Prevenire, metodele de prevenire, tot aceeași ca care noi am vorbit, ca restricții, da? De plimbare în soare deschis, spunem așa. Trebuie să gândim foarte bine la vestimentație. Da? Vestimentația trebuie să fie din
materiale naturale, niciun fel de sintetică, cât mai puțin, da, pe corpul, ca să putem ventila, că noi respirăm nu numai prin sistemul respirator, dar chiar și cu piele. În cazul în care avem insolație, putem să ne bazăm pe medicina tradițională sau este neapărat să ne adresăm la medic? Depinde totuși de gravitatea stării. Depinde. În cazuri ușoare, de obicei, nici lumea nu se adresează după ajutor medical calificat. În cazuri când sunt deja afectate, să spunem așa, organele ținte, atunci imediat și cât mai repede trebuie să fie pacientul adus la medic. De ce spun asta? Că accidentele vasculare cerebrale poate apărea cu o singură sincopă, cu o scurtă pierdere de cunoștință și perioada care noi avem pentru acordarea ajutorului calitativ e foarte scurtă. De atâta, în primele momente, după orice pierdere de cunoștință, trebuie să fie pacientul consultat de un medic. În cazul insolațiilor, pe lângă piele, mai suferă și alte organe sau nu? Desigur, absolut toate organele sunt afectate. Când există deja catastrofa vasculară, e catastrofa nu la nivel de un organ, dar la nivel întregului organismului. Desigur, absolut toate organele lucrează în deficiență vasculară. Pentru că la asta tot trebuie să atragem atenție. Domnule doctor, vreau să vă mulțumesc pentru interviu acordat. Căldura mare îți cam taie din pofta de mâncare. Nu prea e chef să stai în bucătărie la tigaie sau să dai ceva la rulă. Totuși, organismului trebuie energie și ceva mai mult lichid. Mergem chiar acum la bucătărie și vă propunem o rețetă rapidă, tocmai bună pentru zilele caniculare. Gazpacho! Rețeta se trage din însorita Spanie și este o supă răcoritoare plină de vitamine și antioxidanți. Nu trebuie fiartă, coaptă sau prăjită. La bucătărie au fost tocmai 3 bărbați. Vă invit să-i vedeți și să repetați acasă rețeta. Să aveți poftă! E vară, e cald și apare veșnica problemă. Ce pregătim astăzi? Ne-am săturat de salate sau de alte garnituri, de aceea eu împreună cu bucătarii din această ediție vom pregăti o supă spaniolă. Salutare, băieți! Noi ne-am mai cunoscut și v-am prezentat toată istoria lor de succes. Totuși vreau să vă întreb, ați reușit să mergeți într-o vacanță? La mare, la munte? Nu, păcai și nu. Все в процессе. Скоро. Еще чуть-чуть надо подождать. Și unde vei merge? Ucraina. Adică unde e mai aproape, e mai convenabil, să spunem așa. Băieți, cum treceți voi peste căldură? Cum luptați cu căldura și temperaturile maxime de afară? Пьем прохладительные напитки. Но на работе у нас очень большая жара и приходится только так справляться с жарой. Astăzi am menționat că mă face o supă spaniolă rece, care este servită doar vara, dar vrem mai multe detalii. În ce va fi pregătită și de ce ingrediente avem nevoie? Это суп гаспачо, это испанский суп. Он значит будет готовиться помидоры, огурцы. Будем использовать печеный перец. И сделаем в супу еще тартарчик из разноцветных помидор. И добавим козий сыр. Îmi spuneți-mi ce trebuie să fac ca să pregătim supa noastră gaspacho. Огурцы. Давай возьмем огурцы. Надо очистить их от кожуры. Așa. Эти все, да? Я пока займусь помидорами. Мы предварительно их бланшировали, чтобы легче снялась шкурка. Если не снимем шкурку, то суп просто будет более такой, не сказать, что жесткий, но неприятный на вкус. Trebuie să vă întrebăm, aceste ingrediente pe care le pregătim noi, aceste bucate pe care le pregătim noi, le-ați gustat în alte localuri din afara țării? Sau nu? Я нет. Я пробовал, но это как бы уже, мне кажется, считается классическим летним супом. Вообще этот суп ели в свое время не пастухи, по-моему. Потому что когда они выходили со скотом, они делали себе этот суп. Но тогда гаспачо делался без помидор, тогда туда входили только чеснок, оливковое масло, хлеб, розмарин. То есть, а потом уже в конце 19 века уже начали добавлять в него помидоры. Как бы, как всегда, хорошее блюдо – это то, что начиналось с бедных людей. Вы в сентябре мержете на чемпионат шеф-лор-букатарь, который будет иметь место в Украине. Что вы приготовите там? Какие термины и кондиции для участия? Да, это первый раз. Это будет для меня такой очень интересный опыт. То, что буду готовить, я не скажу. Зачем? Я скажу, что он будет готовить.
какие-то секретики. Если Саша уже как бы такой, он более опытен в этом плане, но я думаю, что у меня тоже все получится. Cât timp aveți pentru pregătirea unor bucate? De șampionate? Da. 20 minut. 20 minut dăuță în холодă, în запуску, în горячă блюдо dăuță 50 minut. Știu că este și o cutie neagră, adică dacă intri în final, extragi ceea ce trebuie să pregătești. Și dacă vă cade să pregătiți un desert, faceți față provocării? Это будет очень тяжело. Потому что для меня, допустим, десерт – это что-то такое, то, что я не умею делать. Могу делать что-то простое, обычное, но... Ну, не десерт. Да, но не десерт. Eu am venit să arță tăi castraveții, ce facem următorul lucru? Все кидаем сюда. Только, наверное, может не все. Ну, как бы, давайте начнем с помидор. Поменьше томатного сока добавим. Или нет? Я чуть-чуть перчик подрежу сюда. Noi am finisat să facem supa noastră, adică ardeiul, castraveții și roșiile le-am dat prin blender. Următoarea etapă pe care trebuie să o facem este platingul. Da, sau adăugăm tartarul. Și dăbăm și un pic de tomată în soca, чтобы он не был таким густым, то есть чуть разбавим его. Сейчас мы будем заливать, да, суп наш аккуратно. Observăm culori doar roșii de vară frumoase, da. Dar și această supă are o aromă. Это же летний суп, он должен быть ярким. Потому что лето у нас всегда ассоциируется только с яркими цветами, с яркими красками. Pentru supa gazpacio avem nevoie de 1 kg de roșii, 5 castraveți, un ardei dulce copt, 50 de grame de brânză de capră, 50 de ml de suc de tomate, 2 ml de sos iute, 15 ml de ulei de olive, frunze de busuioc, sare și piper după gust. Mod de preparare a supei gazpacio. Roșiile și castraveții se decojesc și se taie în bucăți. Împreună cu o jumătate din ardeiul copt se pun în blender, se adaugă sare, piper și sosul iute. Totul se mixează până obținem o compoziție omogenă, iar pe final adăugăm și sucul de tomate. Între timp, pregătim tartarul, compus din 2 roșii tăiate cu bulețe mici, ulei de olive, sare și piper. Într-o farfurie așezăm pe mijloc o formă de inox, în interiorul formei așezăm tartarul din roșii, în afara căreia turnăm supa gazpacio. Cealaltă jumătate de ardei o aranjăm peste tartar, iar deasupra punem brânza de capră și o crenguță de busuioc. Să aveți poftă! Supa gazpacio este gata, vă mulțumesc băieți pentru că mi-ați arătat o nouă rețetă care se pregătește foarte rapid, simplu și nu avem nevoie de multe ingrediente. Vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare, dar nu uitați să notați și să pregătiți și voi acasă. Un perete, două palete și o minge vă pot face fericiți. Nu glumesc, vorbesc despre squash. Este un gen de sport vesel, dinamic și plin de energie. La prima vedere pare foarte ușor, dar trebuie să fii cu ochii în patru, să intuiești loviturile adversarului, să aduni puncte și să învingi. Eu am încercat. De câștig, nu cred că e cazul să vorbesc prea multe. Cert este că în timpul unui set de squash scapi de orice emoție negativă și te încarci cu o stare de bine care te va însoți întreaga zi. Vedeți și voi chiar acum. Alexandru, bine te-am găsit! Bună ziua! Ce înseamnă squash-ul? Squash asta o joacă pe teren cu patru pereți, unde scopul se bate minge în perete dinainte și terenul ăsta este limitat cu linii de out. Avem și două palete care diferă față de cele de tenis. Ne poți spune care este diferența? Diferența când sunt mai mici, când sunt mai ușoare și cam atât. Și mingea? Mingea, da. Mingea e din cauciuc, care sunt tot mai mititică, dar sare tot mai puțin decât mingea de tenis. Ne poți face o demonstrație? Da, e că sare așa.
Adică nu prea sare. Că sari mai tare, avem nevoie de lovituri. Lovituri cât mai puternice, din la perete înainte, ea se încălzește și sare încă mai bine. Poate juca o singură persoană, putem juca și în echipă, corect? Pentru echipe trebuie să fii teren mai mare. Dar așa îți joacă două persoane, că să fie interesant. Care sunt avantajele fizice pentru corpul nostru? Pentru corpul nostru noi dezvoltăm rezistență foarte bine, coordonare, reacție, că trebuie să gândim și primim decizie foarte repede. Și cel mai bun avantaj asta că pierdem multă energie. Chiar bun, în zadar, revista Forbes spune că asta e unul din cele mai populare și sănătoase mod, cum, sportul. Femeile sau bărbații vin mai des la squash? Pot să spun că bărbații vin mai des, dar și femeile tot place așa gen de sport, din cauza că aici sunt mișcările ca fanderi. Da, pasuri lungi, unde foarte bine lucrează și fiesele. Așadar, eu acum aș vrea să-mi explici un pic liniile astea limite, pentru că avem trei. Da. Fiecare și ce semnifică? Linia de jos înseamnă out, da? Și porțiunea care merge mai jos tot înseamnă out. Da? Acolo dacă adică batem ai ieșit din teren. Da, ieșit din teren, asta e greșeală. Trebuie să batem mai sus de linie de jos în joacă și mai jos decât linia de cei care sus. Poate ne faci acum o demonstrație cum ar fi corect să întrebuințăm baleta și mingea. Mâna, da? Merge cu trei degete din o parte, un deget mai sus și cel care mai mare din partea aceasta, da? Opusă, da? O ținem așa în tot din paleta. Greșeală că dacă ținem așa, da? Așa e corect. Așa e corect. Da? Întotdeauna în squash e vorba de a face un pas mare ca să fie lovitura din încheietura aceasta. Și în continuu facem, da? Înapoi. Așa. Înainte, 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 mai repede. Așa, da, 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 da. Tura mai complicată. Hai. Mai complicată. Eu dau o dată, o să dau aici. Da? O dată, o să dau înainte. Ok. Trebuie să reușești să bați mingea de aici, direct înapoi. Și să reușești, dacă mingea cade înainte, să reușești dincolo, să dai mingea înapoi. Acum dau mingea înainte. Da, cine întârzie, nu reușește. Aceste linii sunt pentru servire. Când primul jucător începe joacă, el stă cu un picior în pătrat mic și face servire mai sus decât linia acolo desenată pe mijloc. Mingea cade în pătrat acest mare. Și după asta deja se începe joacă, liniile despar. Spune-mi, te rog mult, că durează un set de squash. Cât durează un, nu știu, un game? Un game durează până la 11 puncte. Fiecare punct, da, fiecare minge câștigată, se coate un punct. Da, până la 11 puncte, dacă jucătorii ambii ating 10-10, se joacă cu 2 puncte diferență. Înseamnă că se poate de ajuns chiar până la 20. Întoarcem. Da. Am uitat de regulă că trebuie de întors corpul. Da, trebuie întors corpul. Înseamnă că eu trebuie să fie partea asta. Hai. Să fie mai comod. Încheiem. Cine a câștigat? Domnul Alexandru. Noi jucam pentru, nu pentru sport, dar pentru a primi emoții pozitive. Plăcere. Da, plăcere. Deci concluzia este într-adevăr un sport super dinamic în care veți pierde kilograme, vă veți încărca cu bună dispoziție și neapărat veți scăpa de stres, emoții negative. Așa că Alexandru vă așteaptă neapărat la un antrenament de squash. Noi vă mulțumim și pe data viitoare. La revedere!
Căldura mare de afară ne face să ducem dorul răcoarei munților. De la acest reper ne-am inspirat pentru provocarea de azi. Munți nu avem, dar am intrat în pielea alpiniștilor și ne-am cățărat pe un perete de escaladă. Colegul meu Igor i-a testat rezistența și mușchii soprane Ana Cernicova. Cei doi au explorat latura de aventurier neînfricat și au escaladat un perete de 10 metri. S-au descurcat sau nu? Vedeți în cele ce urmează! Ești gata de provocarea noastră așa mai neordinară, spun eu. Da, sunt gata. Ai mai făcut alpinism de perete? Am făcut odată cu Amelia și mi-a plăcut foarte mult. Mai mereu repetiții, cu Amelia o mai faci câteva repetiții, reușești să mănânci principalele mese ale zilei. Uneori atunci când am inspirație și am tărie de caracter, mă strădui să mă mențin și să am grijă de mine și atunci chiar mă simt mai bine. Dar alte ori parcă am o lene și nu am suficientă motivare pentru asta. Dar sper că voi o să mă motivați și de mâine voi începe iarăși din nou să am grijă de asta. Totuși ai fost la un concurs în România împreună cu fiica ta, Amelia, care este o dulceață de copil. Cum a fost? Ai avut emoții? Intrarea în scenă a fost doar 3 minute, adică pe scenă noi ne-am simțit extraordinar, noi am savurat plăcerea de a cânta pentru public, în direct, pentru milioane de spectatori. Dar tot procesul de pregătire, interviuri, fotosesii, repetiții, partea asta a fost cu mult mai dificilă și mai complicată, dar aceste 3 minute eu consider că au meritat. Cum ești într-o nouă relație? Aha. Te revezi în rochie albă de mireasă? Nu-mi place întrebarea asta. De ce? Dar nu știu, deoarece acum, chiar în fiecare zi când mă întâlnesc cu cineva, toți îmi dau întrebări de genul ăsta. Și deja sincer o detest. În rochie albă... Da, știi, eu atât de des port rochii frumoase, pompoase în timpul concertelor, că deja o rochie albă pentru mine nu este ceva deosebit. Adică, ok, da. Putem să te așteptăm într-o altă rochie sau într-o altă ținută? Cine știe? Faci sport? Am făcut o perioadă sport, însă am lăsat și tot nu mă pot apuca, dar tare sper, tot vorbim de mâine și... Sper că chiar, totuși, chiar de azi o să facem. Andrei, spune-ne care sunt tehnicile de bază și de ce trebuie să ținem cont atunci când vrem să urcăm pe un perete muntos. Да, в скалолазании самое важное учесть то, что работают абсолютно все группы мышц, да? То есть если мы начинаем заниматься, нужно развивать абсолютно все тело. То есть не получится развить там просто себе бицепс, либо накачать пальцы и за счет этого забраться. Да, то есть у нас есть страховка, у нас всегда есть человек, который нас страхует. И вы должны быть как одна команда. Человек, который тебя страхует, он, по сути, берет на себя ответственность за вашу жизнь. Вы ему должны абсолютно точно доверять. Ana a mai urcat odată pe un perete muntos, da? Și a avut febră musculară la biceps, triceps și la toți mușchii membrilor superiori. Care a fost motivul acestei febre musculare, dacă poți să ne spui? Ну, это как раз самая основная, скажем такой, может, если можно назвать, ошибка, да, начинающих. Когда ты начинаешь забираться, то есть весь акцент делается на руки. Поэтому очень важно делать упор как раз на ноги. Да, очень должно быть правильное положение тела. То есть мы не должны висеть просто на скале, да? А упор должен идти к тому, что тело находится как можно ближе к скале. Мы, когда поднимаемся, мы должны опор делать именно на ногу, а руки у нас просто удерживают равновесие. То есть руки, по сути, никакой силовой нагрузки при поднятии они несут. Окей? Да? Погнали. Тогда я вам даю страховку, да? Да. Давай. Так. Здесь мы используем в основном узел, это называется восьмерка, очень надежный. Здесь получается, с
этой стороны у нас есть стопорный узел, да, который задерживает... Нет, вот здесь он. Он задерживает, чтобы у нас полностью веревка не выскочила. А этот мы, соответственно, будем вбивать в страховку. Facem o provocare mai complicată pentru Ana. Ea în același timp cât va urca, nu, ne va și cânta. Nu, nu, nu. Ba da, ba da, ba da. Ba nu, și ba da. Propun că... Dar te vezi cânti cu mine în duet. Deja gata, de data asta am fost mai atentă și am pus mai mult forță cum. În picioare? Da. Eu nu te las până nu cânti. N-ai cântat pe perete, ne mai urcăm o dată și cânti. Guarda questa terra che gira insieme a noi anche quando è buio. Brize de vară a trecut această ediție. Nu uitați, eu vă aștept și săptămâna viitoare la ora 10 la TV8. Ne puteți găsi pe pagina noastră de Facebook Sănătate la Kilogram și pe site-ul tv8.md. Numai bine vă doresc și o săptămână răcoroasă să aveți! Ia uite, ia zic cadrul ăsta, tărcești. Eu nu văd, Iura. Eu nimic nu văd. Te rog, așează-mi părul și eu, drăguț. Crezi ca pe drojdie. Sunt ca o gogoașă. Tocmai bună pentru zilele ca... Hai încă o dată. Medicina asta, care noi venim la spital, dar medicina... Tradițională? Da, tradițională. Spați să încep. Acum?